Elevii care își doresc să urmeze cursuri în cadrul învățământului profesional de stat au acum ocazia să se înscrie, asta dacă nu au reușit să facă acest lucru în prima etapă. În perioada 31 august-3 septembrie 2018 a avut loc eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa 1 de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a doua. La nivelul județului Mehedinți, pentru anul școlar 2018-2019, se regăsesc 10 unități de învățământ care școlarizează în învățământul profesional. Cele 10 unități care școlarizează în învățământul profesional sunt Colegiul Tehnic Domnul Tudor, Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu Șimian, Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu Baia de Aramă, Colegiul Național Economic Teodor Costescu, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul Tehnic Dierna Orșova, Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean, Colegiul Tehnic Decebal, Liceul Tehnologic Matei Basarab Strehaia și Școala Profesională Corlățel. În data de 5 septembrie încep înscrierile elevilor la unitățile de învățământ profesional, la care au rămas locuri libere în urma primei etape. Pe 5 septembrie se vor actualiza și afișa la sediul acestor unități lista candidaților înscriși la învățământul profesional și toate informațiile referitoare la organizarea probei suplimentare de admitere în cazul în care numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite. Proba suplimentară de admitere va avea loc în data de 6 septembrie. După finalizarea acestei probe, datele vor fi transmise către Comisia de Admitere Județeană. Pe data de 7 septembrie, Comisia de Admitere Județeană va repartiza candidații care nu au participat, care nu au fost repartizați sau nu s-au înscris în perioada prevăzută în calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare. Calificările pentru care se școlarizează se regăsesc pe site-ul inspectoratului, ca de altfel și locurile pentru a doua perioadă de admitere.